misiune, tocmai fiindcă nu sunt în caracter, astăzi lucram la o copertă, este o copertă, o reeditare a cărții domnului Beșteviu, coordonatorul științific de doctorat și al Nuclear de Abierii. Este vorba de cartea Tudor Aghizi, poet religios. Și lucrând la această copertă, am tot analizat poetul Tudor Aghizi, mă uitat din diferite unghiuri, încercând să ghicesc cine știe ce prin el. Nu am reușit să ghicesc mare lucru, dar cred că s-a întipărit foarte puternic în minte. Atât de puternic încât în momentul în care Gabriela vorbea de debutul poetului Constantin Popa, m-am amintit că, fiind acum probabil aproximativ o oră la poartă la domnul Constantin Popa, în mașină la domnul Mărinescu, domnul Constantin Popa venea, avea ceva pe cap, avea ochelarii cu ravăne pe care le vedeți, avea mustața pe care o vedeți și pentru o secundă am avut iluzia optică că văd un chip arhiezian care se apropie de mașină. Lucru pe care l-am uitat foarte repede și m-am adus aminte numai în momentul în care Gabriela vorbea despre debutul domnului Constantin Popa, astfel încât mi s-a părut poate semnificativ această halucinație din punctul de vedere al anumite istețim care există în poezia lui Constantin Popa și al unui anumit ideologism discret care se întrevede acolo. Acestea fiind zise, cred că putem să rugăm pe domnul Constantin Popa să ne vorbească despre poezia Gabrielei Gheorghișor. Sigur, o fac cu mare plăcere și îi mulțumesc pentru analiza foarte exactă și amănunțită pe care a făcut acestui volum. Noi o cunoaștem toți pe Gabriela, într-adevăr, drept un sagace critic literar. Ne-a vrăjit și ne-a dezvrăjit cu monografia despre Mircea Horia Simionescu, apoi a publicat acele monograme care sunt o istorie, de fapt, a prozei contemporane, a prozei de astăzi. Se pare că urmează un volum despre poezie. Totuși, în textele ei, în discursul critic, atrag atenția din loc în loc anumite metafore critice, ceea ce demonstrează o anume sensibilitate și faptul că, în fond, are și ea un suflet de poet. Am citit cu mare interes grupajul de versuri pe care l-a pregătit în vederea acestei întâlniri. Dacă ar fi să dau un titlu acestui grupaj, ea spune Alcovul metafizic. Este un spațiu al intimității, locuit de un eu însingurat, captiv în fortăreața insolită a patului. Biserica fără preot, cum numește Gabriela patul, și este acel loc în care așteaptă revelații, iluminări, fără să accepte așa zisa înțelepciunea resemnării, din moment ce spovedania sub cearșaf, iară sub acoperire, lasă posibilitatea redemțiunii. Între elementele de refuzită ce configurează personala curtea miracolelor, între ghilimele spun asta, sunt citate din poezia ei, sunt evidente acelea referitoare la actul scriptural. Cărți, hârtii măzgărite, reviste, pixuri, sigur, în pat... Da, în ceea ce de păstrat și ceea ce de aruncat. Numai că acolo sunt și bărbați care se aliniază îmbălsămați și feminitatea însă și are picioarele legate cu soare ca un mort. Se pare că simțurile au fost anihilate. Și iată cum într-o celebră ecuație, Eros Thanatos, este introdusă o amprentă a dorului, dar acea tensiune funerară are accente absolut originale, personale
Și am să o rog să citească Gabriela poezia Doliu, pentru că este semnificativă și definitorie pentru atmosfera acestui grupaj. A spune că poeta are o intuiție remarcabilă a echilibrului între detaliile concrete ale existenței și misterul difuz, semnalând identitatea mistică a lumii, acel pământ-cer despre care vorbește. Cu adevărat citabile, după părerea mea, sunt poemele Nimicirea, unde apare răzbunarea teribilă, o răzbunare ce aparține unei nemesis, supraviețuind parcă sau trecând din antichitate în mitologie și în vremurile Vechiului Testament. Astăzi altarul e gol, la poalele lui, fără lacrimi, zdrobesc fiecare cap al tău, ca un copil nemângâiat, ca o vrăjitoare zărudă și rea, ca un Avram fără Dumnezeu. Erotica aceasta neagră presupune sacrificiu, durere, jurăminte grave în proximitatea sacralității. Spune ea, mă leg de tine, pământule, că dragostea mea pentru el va muri, lințoiul va fi rochia mea de mireasă și voalul va fi o cunună de spini. Poezia Legământ, pe care probabil ați o citești. Transcenderea suferinței se face prin purificare, prin spiritualizare, ca într-un alt poem demn de reținut, reîntrupare. Mă leapă de trupul meu, mă leapă de trupul ăsta, departe de tine, departe. Ca un candelabru coborât din cer, lumina se va face iar trup în jurul meu. Să observăm că asocierea trăirii personale cu imagini de sorginte biblică, fără să exclude emoția din zona de interes a poeziei, nu mai ține de biografia propriu-zisă, ci devine suport ontologic al textului. La un alt nivel, identitățile se confundă, spune poeta, stau în tine ca într-o catedrală, erotismul fiind tematizat în limbile psihanalizei. Nu lipsesc din poezia Gabrielei Gheorghiciol atributele intertextualității. Este același lucru, este o boală profesională probabil. Există trimiteri la Virgil Mazilescu, iată, sunt singură și n-am inventat nimic, nici măcar poezia. La Dino Buzati cu Deșertul Tătarilor, la Pascal Brugner cu Noua Dezordine Amoroasă. Cu alte cuvinte, lirica rafinată a stărilor deceptive pe care o propune, funcționează o consonanță perfectă a vocilor, aparținând deopotrivă criticului sagace și poetei sensibile. Mulțumesc pentru această prezentare. Și dumneavoastră v-ați aplicat cu atenție la poemelor mele. O să mă dau poate că am mai nu, din se pare foarte amuzant că, de fapt, există asemănări, mai ales la nivel idresc, în principiu, în corecție invitați astăzi, asemănări pe care nu le unde conștientizez decât atunci când sunt puse una lângă cealaltă sau proiectul unul lângă celălalt. Cred că cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul Gabrielei ca să nu ieșim din starea poeziei ei. Doliu. Sunt un doliu. Sunt o femeie în doliu. Chiar dacă am lăsat oglinda descoperită. Chiar dacă l-am aprins lumânări. Dar mortul încă îl veghez noapte de noapte. Nu știu cine a murit sau pe cine am omorât. Când mă uit la tine, nu știu dacă te privesc de dincolo sau de dincoace. Ieri am crescut fără minuni. Închide-ți mormântul. De ieri, nici Iisus nu mai strigă pe lază. Iubirea via în orbitele goale. Azi mi-au crescut ochi uriași și genele mele mătură pământul. Când vreau să merg înapoi, acoperă urmele blând cu bazmale. Dorm, Lazare, dorm, dragostea mea. Să nu îndrăznești să te scoli, să nu te ucid cu mâinile goale, să nu te sugrum sau giugiu să-l sfâșii și cu el să fac scoară
pentru somnul tău dezmierdat. Dorm, Lazare, dorm, dragostea mea. Sunt singură și n-am inventat nimic, nici măcar poezia. Mutilare. Tu spui că lumea asta e prea mică, nu poate să ne încapă. Noi suntem Gulliver, iar ea Liliputan. Eu spun că lumea noastră a crescut și nu ne mai putem apropia nici cât Satana de Iisus. Mă uit cu dragoste la Marele Inchizitor, un disperat nătâng și un copil. Îl văd cum ridică privirea spre cer, să nu-i se scurgă chipul desfigurat de frică. Îi întorc spatele, să nu-mi vadă lacrimile, dar lacrimile șiroiesc din ceafa lui. De teama să ne înghițim unul pe altul, ne-am mutilat mai întâi buzele și am rămas mulți. Ne-am scos ochii cu furie și nu ne-am mai găsit în întuneric. Ne-am frânt mâinile și nu ne-am mai putut mângâia. Ne-am soțit picioarele și nu am mai avut cum să umblăm unul după altul. Doar gândurile noastre se ating în același balon mic plutitor, o groapă de fluturi în văzduh, din care trupurile grele, schilodite, s-au retras. Bătălia. M-am pregătit de război. Mi-am lustruit armura, prea grea pentru trupul meu de femeie. Am ascuțit sabia, moștenită de la strămoșii mei bărbați. Am dat comandă la fierar pentru o lance, deși nu știam să o mânuiesc. Am căutat prin pivniță și un scut. Heraldica îi se tocise de atâtea lovituri, dar crucea și coroana stăteau pe fruntea mea. Mi-ar fi plăcut și un cal de nou minoroc, însă n-aveam nevoie. Nu plecam să cuceresc lumea ca Alexandru Macedon sau ca Napoleon. Nu semănam nici cu Ioana Dar, nu mă vântuiau mărețe viziuni. Cred că arătam mai degrabă ca un poplit hazliu. Nu, nu voiam să cuceresc nimic. Te așteptam pe tine. Te așteptam ca pe Alexandru Macedon. Te așteptam ca pe Napoleon. Sau poate obosită, te așteptam ca fortăreața Bastianii pe Tătari. Deși, la drept vorbind, te așteptam ca o fetiță jucându-se zâmbind cu cerbețele. Și ai venit. Nici dâră de armată legendară, nici picior pergamentos de elefant, de mercenari soioși sau de barbari. Cum dispăruseră nu știam, așa cum nu se știe, cum a pierit legiunea anuma romană. Erai singur. Doar ziduri uriașe creșteau în fața și în urma ta. Am fost nevoită să mă dezbrac, să-mi dau jos armura, să las scutul și armele, să sap o groapă pe sub ziduri, să mă strecor pe brânci. Mi-am julit coatele, genunchii, mi-am rupt unghiile, dinții, am înghițit noroi. Dincolo de ziduri, nu eram decât eu, singură ca Adam, jinduind după Eva. În patul meu nu mai citesc, dacă mai e timp. Timp mai este. Nimicirea. La final, dacă mai e timp. Să ne facem timp special pentru fapt, măcar în viața asta. Nimicirea. Nu aveam o falangă de bărbați ca alte femei și am înscocit din tine una. Eram un băiețel viteaz care își modelează armata zglobind dintr-un punct colorat de plastilină. Te-am mortificat în neștire, voioasă, zărpită. Eram o fetiță vrăjitoare care meșterește păpuși. Dragostea mea ținea loc de câmpe și ațe. Gândurile mele te înmulțeau și te înmulțeau. Pământul se despărțea într-una de ape, precum în ziua din tâi. Buzele mele dădeau viață. Buzele mele se jucau de Dumnezeu. Dar eu eram doar Avram și fiul său, cerut ca jertfă pe altar. Eu, Avram, te-am adorat crezând. Eu, Avram, am oferit cuțitul în fiul meu, sub privirea ta mulțumită de stăpân nemilos. Eu, Isaac, am fugit rănit, cu sângele șiruind, cu părul în flăcări. Astăzi altarul e gol. La poalele lui, fără lacrimi, zdrobesc fiecare cap al tău, ca un copil nemângâiat, ca o vrăjitoare zăludă și rea, ca un Avram fără Dumnezeu. Nu am o falangă de bărbați, dar nimicesc prin tine una.
apropo de acest poem, este un fel de replică, dar n-am ținut să fie neapărat replică, dar celebrul poem al Martei Petreu, Falanga. Dacă îl știți. Falanga de bărbat. Am vrut să o invoc o dată pe Marta Petreu. Reîntrupare. Stau în tine ca într-o catedrală, tăcută, mare și rece. Sfinții sunt departe pe pereți. N-am decât un firicel de lumină de la orez de lumânare. Mă întind pe podeaua de piatră și încerc să adorm, să te uit. Cum închid ochii urechea, aude cum plâng temeliile. Piatra se zvârfolește în chinuri. Cupola se clatină. Sfinții coboară încet de pe ziduri și fac cerc în jurul meu, în genunchi, cu fețele triste. Aprinde lumina, aprinde candelabrul. Urlu în van către absida centrală și sparg ca un fur cutia milei, un fund de monede, puțin, pentru mâinile mele ce vor sălbatic să arunce cu pietre în împietrirea din jur. Fug, fug aiurea căutând ușa spre lume să ies, dar pereții încep să se miște, să se strângă venind către mine, până când mă strivesc, îngropându-mă în piatră. Trupul meu stă ca ala în zi. Mă leapă de trupul meu, mă leapă de trupul ăsta, departe de tine, departe, ca un candelabru coborând din cer, lumina se face iar trup în jurul meu. Legământ. Mă leg de tine, pământule, că eu am fost al lui și numai al lui, că dragostea noastră ardea, în adâncuri ardea, ca lava din tine. Ploi calde curgeau din îmbrățișările noastre, din trupurile noastre creșteau ierburi și flori, din tălpi și până în creștet, ca o junglă, până la cer se înălțau, se tot înălțau, până la ultimul cer. Prima dată ne-am sărutat ca pentru ultima dată și de fiecare dată ne sărutam ca pentru prima oară, ca pentru ultima oară, căci grădina noastră avea rădăcini în mormânt. Mă leg de tine, pământule, că dragostea mea pentru el va muri. Lințoiul va fi ochia mea de mireasă și voarul va fi o cunună de spini. Ne vom ofili în grădini îngrijite, vom săruta de nevoie, din obișnuință, din politețe sau din datorie și vom fi fericiți, dormind fericiți, în grădinile noastre ofilite. Și eu voi rămâne a lui și numai a lui, căci dragostea nimănui nu rămâne, nu rămâne vie decât lângă moarte. În adâncul pământule, pământule cer. Monogramă. Sărutul tău s-a cusut pe pielea mea ca o monogramă. În zadar mă spăl în o mie de ape, în zadar mă zgâri cu unghiile. Sărutul tău e ca urma fierului roșit de pe crupa cailor și nu mai pot să-l scot decât dacă mă ciopârțesc. Ar trebui să vină măcelarii, să facă din carnea mea salam sărutat de Sibiu. Ar trebui să mă jupoaie de vie, ca pe brâncoveanul turcii, fiindcă pielea mea nu mai vrea să se leape de pe Evanghelia, de pe buzele tale. Sărutul tău e rana de la încheietura coapsei mele, o hieroglifă care sângerează când bat mătănii către Dumnezeu. Pentru șor să spui cum să-l lucrez. Mă, după ce ne recite și faptul. Înviere. M-au dezbrăcat, m-au scuipat, m-au lovit cu pietre. M-au împus între coaste, cu sulițele lor ascuțite la fel de mii de ani. S-au mânjit pe față cu sângele meu, ca sălbaticii au dănțuit, au mușcat din inima mea. Cabacantele s-au rotit în jurul meu, țintuită pe cruce s-au masturbat, aruncând sperma lor împuțită în piața publică, pe trupul meu spintecat. Crucea mea a prins rădăcini în asfalt, lacrimile lui Iisus m-au spălat. Lemnul l-a înverzit, din rănile mele au îmbobocit flori. Ce frumoasă moarte,
ce primăvară, ce înviere. Noblesse oblige. Mă fascinează golul negru al ochilor ei. Uneori, hăul e atât de aproape. Am agățat-o în bibliotecă. Dacă stau în pat, o admir din profil. E vastoasă, pene mari, roșii, întunecate pe margini, gura aurie, frumos desenată, plină melancolică, așa mi se pare, de femeie pierdută de lume. Nu are nume, nu are indicii de personalitate. Ar putea fi oricine, o prințesă, o vrăjitoare, o prostituată. Eu îi spun Bela, un gând, fiindcă ne privim în tăcere. Și nu mai pot să plâng în fața ei, nu am voie, trebuie să-mi pun pătura pe cap. Nu mai pot să urlu de dorul tău, nu se cade, noblesse oblige. Masca mea venețiană e impasibilă ca un sfinț. Moaștele. Moaștele tale au început să putrezească. Mi-e greu să le arunc într-un sac la gunoi. Zace în ele visul copilului care se răstogolește în lanul de grâu. Le-am ascuns sub pat, dar nu mai pot trăi de duhoare. Bolesc. Țin batistă parfumată la nas. Și patul se surpă ca o groapă. Bolnavule, te rog, te blestem, te înjur. Ia spatul tău și umblă. Ca o regină nelumită, aspră, te biciuiesc. Praful și pulberea. Ia spatul tău și umblă. Să citeți și patru. Ți neapărat, pe prișor? Sincer, da. Ți-a stăvit unul cu curiozitatea? O să fiu la final de întâlnire mai explicit. În patul meu. Strig după mine și nu mă aud. Întind mâinile, dar nu mă pot atinge. Deschid ochii, nu văd nimic. Parcă poate amorbit. Încerc să țipăi așternutul, să-l morfolesc între degete. Nu simt nimic, nimic. Parcă aș avea degetele în apă. Aș vrea să mă ridic, mă împintesc și cad strâmb în genunchi. În patul meu este o curte a miracolelor. Cărțile altora dorm lângă mine, deschise, cu fața în sus, închise, lăsate la întâmplare, printre gărtini zgălite, printre reviste și scrumiere. Personaje fabuloase ori șterse, se odihnesc pe cât un pix banal și trag cu ochiul, ca niște voieri fără voie, la noua dezordine amoroasă. În patul meu, bărbații stau ca într-un sicriu, îi țin îmbălsămați ca pe mumii. Sângele lor fierbe acum departe, în alte trupuri de femei, sau se încheagă neputincios ca piftia. Iar ei, bărbații mei, mă țin de ani întregi, cu picioarele legate cu sfoară, ca pe mort. Sub cearșaf mă spovedesc, precum sub patrafir. O bocitoare neplătită urlă deasupra mea, alta mă tămâie cu tutun. Eu tânjesc la ultima împărtășanie, în zadar, cu buzele tremurând. Patul meu este o biserică fără preot. Și mai citesc unul, da? Aniversare. Împlinesc 33 de ani și singurul dar pe care mi-l fac e să nu mai pun ceasul să sune. Poate nu mă mai nasc. Însă poate e prea relativ. Iată, la orele 12, sunt de mult născută și trebuie să răspund politicos la urări. Să fiu a naibii dacă sărbătoresc. Da, Doamne, nu te uita, Chioroși. Îmi prăjesc două ouă, beau un pahar cu apă, o cafea după masă, e treaba ta dacă vrei tort și șampanie. În cartea lui Varujan, un tânăr încearcă sinuciderea, fix de ziua lui, la 33 de ani. Și nu ne duce pe noi în ispită. N-am înțeles de ce. De ce? Cu ispita parcă se îndelenice altul. Dar nu te îngrijora. Sunt emotionally unresponsive. Și am murit deja de câteva ori. Moartea e doar o altă formă de viață, sunt convinsă. Și sunt prea obosită să mor.
cei de arsenal, o să vă dau și o mare că am înțeles ceva în doilea Gabrielei și o să spun că îmi place foarte mult, recunosc aerul pătrând din poezia ei. Mi-a plăcut foarte mult comparația cu Adam. Că o femeie care se compară cu Adam în timp ce o aștepta pe Eva, mi se pare destul de ok. Cu ocazia asta mi-am dat seama că de fapt Adam era precreștin. Nici nu putea fi altfel. Și cred că ceea ce ne demonstrează Gabriela, nu știu dacă există conceptul, dar oricum e legat de amour noir. Asta e clar, eu ne pricep în dumă la franceză, dar poate la amour sau la noir. În orice caz, dacă n-ar fi prea previzibil, am putea glumi cu Gabriela, sper să nu se supere și să spunem că ea ne-a citit despre încruntările ei amoroase. Fiindcă, dincolo de un sentiment de aparentă resemnare, de un alucare, nu știu să-i spunem, tragic, pe care dăm ales tonul vocii ei, ea e, dacă nu o să trădesc pe amoroase, e un fel de amazonă. Are foarte multe lupte în poeme, și mi-a plăcut foarte mult ipostazia asta cu patul, nu fiindcă bărbații erau cadavre, că oricum o filozofia indiană, bărbatul și va reprezentat ca un cadavru, dacă nu ești atât deasupra lui, ceea ce mi se pare firesc. Apropo de că tot îmi place lui Gabriel la portarea mea la arhetipuri, îmi place la portarea ei la pat, fiindcă dacă o religie celebră a înlăturat elementul feminin, cred că chiar și în societatea contemporană mai există un singur loc unde femeia este preoteasă, fiindcă altundeva n-are unde să fie. Și atunci de-aia patul Gabrielei este fără preot, că este cu preoteasă. Și atunci a rămas un loc unde femeia reușește totuși, cel puțin în imaginația mea, să fie preoteasă și locul acela este patul. Acestea fiind spuse, suficient de multe, vă invit să luați volumul domnului Constantin Popa de la, cum a spune Violet, de la Izabela, că vi-a plăcut cel mai mult numele colegii noastre și să primiți autografia de la poetul Constantin Popa. Vă mulțumesc!